ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, anun decisiv pentru românii care trimit bani în ar, logic nu are, nu vede de ce reguli peste reguli. Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ce banii trimis sublinierei în card de românii din diaspora provin din mult cinstit, precizând ce numai după o discuție la nivel de guvern se va contura o poziție foarte clar fac de propunerea legislativă a Oficiului pentru prevenirea spălării banilor, care solicit declararea proveniencei banilor trimis sublinierei de românii din diaspora. Impactul este pozitiv, orice sunt intrat în car, ce sunt fonduri europene, ce sunt bani de la românii care sunt în afara țării sublinierei îi trimit acasă, dar referitor la acel proiect de act normativ, el nu reprezintă o propunere a Ministerului de Finance. Eu am spus, ca punct de vedere, ce logic nu are. Această propunere de act normativ, care, chipurile, transpune o prevedere europeană, cred că are la bază nu neapărat, să spunem, acest motiv de a vedea dacă banii aceia provin din activități necurate, ci mai mult o îngrădire a muncii la nivel european, poate sublinierea munca la negru, probabil că acesta este un motiv în spatele acestei propuneri de modificare, nu a noastră, ci la nivel european, a precizat Teodorovici la Palatul Parlamentului, scrie agerpres.ro. El a adugat ce a avut o discuție cu cei de la oficiu, iar acei sublinieri au transmis că România este singurul stat care nu a transpus această prevedere europeană. Va trebui să vedem exact care este situația. Dacă se poate amâna o astfel de transpunere, ce nu ne oblig nimeni să facem o astfel de transpunere. Ne asumăm, ca stat, netranspunerea unui act normativ la momentul la care acest act o impune. Sunt multe astfel de exemple, țări europene care accept sublinierea decid să nu transpună o anumit prevedere european. Pentru ce pentru ele, ca economie, e mai bine a sublinierea? Fiind clar ce ele vor pierde într-un final la Curtea Europeană de Justiție, dar e decizia statului membru, deci fiecare stat poate să decidă sublinierea în cazul de fac sublinierea România pe acest subiect. Banii trimis sublinierei în card de români sunt provenici din mult cinstit, sublinierei nu din activități necurate, sublinierei nu am niciun fel de îndoial, a sublinierea ce nu vede de ce reguli peste reguli, sublinierei tot timpul noi sublinierei alte state pe această zona Europei trebuie să suportăm experiența neplicută altor state din Europa de Vest. Prea este corect. O să discutăm la nivel de guvern care este poziția foarte clar vis-a-vis de această propunere legislativă, a punctat ministrul finanțelor.